Filipeni, capitolul 4, cele două versete care sunt, de fapt, obiectul nostru de studiu. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Să ocupăm locurile. Am ales lista aceasta pe care Apostolul Pavel o dă în Filipeni de lucruri pe care ar trebui să le căutăm, să ne lăsăm însuflețiți de ele, să le învățăm. Pentru că Apostolul Pavel spune, voi v-ați uitat la viața mea și vă rog să faceți ceea ce ați învățat de la mine, ceea ce ați primit de la mine, ceea ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine. Călcați pe urmele mele, zice el în altă parte, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Ei bine, în această seară am ajuns deja la altă lecție. Motoul studiilor noastre biblice este Proverbe 4:23, care spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Lucrurile de care povestește Apostolul Pavel, le spune de lista aici, în versetul 8, au de-a face cu inima noastră. Și spunea Proverbele să avem grijă de inima noastră și să ne lăsăm însuflețiți de lucrurile bune, să adunăm lucrurile bune în inima noastră și să ne ferim de cele rele. În seara aceasta, deci, vom avea subiectul tot ce este vrednic de iubit. Mai avem încă 3 lecții și terminăm lista aceasta și după aceea nu știm exact ce o să facem, dar ne rugăm Domnului toate să fie bune și m-aș bucura foarte mult că la aceste studii biblice să participe nu numai mai mulți frați, dar cei tineri. Probabil că ar trebui să ne gândim și cum programăm întâlnirile lor, că în așa fel e programat că ei nu pot să participe niciodată la studiile noastre biblice. Eu cred că cunoașterea Bibliei este o prioritate foarte mare pentru biserică și ar trebui să o punem pe listă înainte de celelalte activități. Eu mă bucur că în limba noastră noi avem avem o limbă mult mai evoluată din acest punct de vedere. Când îl auzim pe american că el iubește mașina și pe nevastă sa, nu? I love my car, I love my wife. Ni se pare un pic ciudat nouă românilor că nouă ne place mașina, dar o iubim pe nevastă, pe nevastă noastră. Și limba greacă are o serie de cuvinte care fac diferența asta și e un lucru foarte bun. Mă bucur de această evoluție a limbii noastre. Cuvântul pe care îl folosește Apostolul Pavel aici este prosfiles, plăcut, demn de iubire, de iubit, vrednic de iubit, îndrăgit. El vine de la phileo, de la philos, care înseamnă iubit, drag, prieten, care înseamnă a fi prieten cu cineva, a iubi, avea o plăcere pentru un individ sau un obiect, sau a arăta afecțiune pentru o persoană sau pentru un obiect. Vom vedea imediat că Apostolul Pavel spune că trebuie să alegem din cele ce ne înconjoară lucrurile pe care să le iubim, ceea ce merită să fie iubit, ceea ce este vrednic de dragostea noastră. Cuvântul acesta, phileo, denotă atașamentul personal și este mai mult o chestiune de sentimente. Este o devoțiune bazată pe emoții, care este deosebită de agapao, cuvântul agape, dragoste agape, care reprezintă devoțiunea bazată pe voință.
Fileo este în principal un lucru al inimii, aparține inimii, în timp ce agape aparține minții noastre. Noi îl iubim în mod rațional pe Dumnezeu, dar iubim cu inima lucrurile din jurul nostru, pe prietenii noștri, de exemplu. Cuvântul este înrodit cu filoi, care se referă la prieteni, confidenți, oamenii dragi cu care noi ne înconjurăm. Este un autor român care a scris mult despre inimă și are o carte specială intitulată Despre inimă și alte eseuri. Este vorba de Andrei Pleșu. În cartea sa, el spune că limba noastră este extrem de evoluată când vorbim despre inimă. Dacă mintea ne asigură concluziile analitice ale lumii exterioare, zice el, inima este receptorul revelațiilor, a cunoașterii spontane. Tot ea, inima noastră, ne spune ceea ce ne place și ceea ce nu. Dacă suntem în fața unei flori sau unui tablou, nu trebuie să stăm să ne gândim oare ne place sau nu ne place. Dintr-o dată, inima noastră ne spune ne place sau nu ne place. De aceea, este extrem de important în relațiile noastre interumane. Să știți că asta se întâmplă și între noi oamenii. Sunt oameni care ne plac instantaneu, sunt oameni care nu ne plac instantaneu. Ne ferim de ei și nu știm de ce. Nu ne-au făcut nimic rău, dar nu ne place, îl ocolim pe omul acela. Inima noastră are de-a face cu asemenea sentimente. Suntem în fața unor obiecte și dintr-o dată ne plac obiectele alea și se uită o lumea ciudată la noi, cum de ne place așa ceva, nu? Inima noastră alege lucrurile care să ne placă și care să nu ne placă. Aici vreau să spun că în traducerile românești, cuvântul ăsta a fost tradus un pic diferit. Tot ce este plăcut, spune traducerea contemporană Cornilescu, este o nouă traducere, în Cornilescu vechi zice tot ce este vrednic de iubit, noi iubim ceea ce ne place practic și atunci traducerea aceasta spune tot ce este plăcut, lucrurile plăcute, oamenii plăcuți. Cele plăcute, spune Biblia Romano-Catolică, carele-s iubite, spune Noul Testament de la Bălgrad, primul testament în limba română, și Noul Testament, pe înțelesul tuturor, zice, gândiți-vă la cele lucruri care sunt încântătoare. Suntem încântați când le vedem. Și Pavel zice, tot ce este încântător, tot ceea ce este vrednic de iubit, lucrurile acelea, la acelea să vă gândiți, acelea să le adunați, să le lăsați să intre în inima voastră. Atașamentul nostru emoțional, iată concluziile cele de care vorbeam înainte, dacă mintea ne asigură concluziile analitice ale lumii exterioare, inima este receptorul revelațiilor, a cunoașterii spontane. Inima ne spune dintr-o dată adevărul, le bănuim așa dintr-o dată și ele nu vin prin intermediul rațiunii noastre. Tot inima ne spune ceea ce ne place și ceea ce nu ne place. Din păcate, mulți dintre noi suntem conduși de inimă și dacă venim la biserică, lăsăm inima să decidă. Nu ne place cântarea aia, nu ne place cravata lui fratele ăla, nu ne place, eu știu, cum se îmbracă sora nu știu care, și ne lăsăm conduși de inimă, mai ales respingând lucrurile care nu plac inimii noastre. Inima noastră nu este atât de bună. La un moment dat, Domnul zice să avem grijă că din ea nu ies numai lucrurile alea bune, ci și alea rele. Este tot din inima noastră. În fața unor flori, de exemplu, sau opere de artă, în fața unui tablou, nu? Nu stăm să analizăm, să studiem dacă ne place sau nu. La fel este și cu relațiile noastre interumane. Dintr-o dată, ficiorul nostru s-a îndrăgostit.
Și tot ne facem întrebări, cum i s-a întâmplat, domnule? Ce a văzut la fata asta, că noi nu vedem nimic, mai ales noi părinții, nu vedem niciodată nimic, nu? Ne punem întrebări, ce s-a întâmplat? Dragostea vine așa spontan, nu? Inima are un rol predominant în selectarea lucrurilor pe care noi le iubim. Și dintr-o dată inima acestui fecior, acestei fete, s-a îndrăgostit de cineva care inima noastră nu simte nimic pentru persoana respectivă. De aceea, foarte multă lume a tras concluzia că dragostea e oarbă, nu? Nu vede bine, domnule. Nu are ochii deschiși, nu? Tot ce ne înconjoară, din toate lucrurile care ne înconjoară, inima alege pe acelea de care să ne placă. Procesul este spontan, de aceea se spune că dragostea este oarbă, nu? Este suficient să mergi în casa cuiva, nu? Să vezi și să te miri ce lucruri a adunat ăsta în casă, nu? Că tu nu le-ai pune pentru nimica pe rafturi și pe peste tot, nu? Una dintre spaimele, nu vreau să supăr pe nimeni aici, a mele și a soției, au fost bibelourile, care invadaseră pur și simplu casele românilor, nu? Să nu mai vorbesc românul care și imită foarte ușor pe alții, dacă a văzut ceva bibelouri și-o cumpăra și el, dacă a văzut peretarul ăla cu răpirea din serai, nu? Și-o cumpăra și el unul din ăla și oriunde te duceai, tot din astea găseai, domnule, nu te apuca groaza. Dacă aveai un pic de simț estetic, un pic mai dezvoltat, ți-a mai plăcut arta, cum a fost soția mea care a făcut artele plastice, veneam îngroziți din anumite lucruri, anumite locuri, când vedeam ce adună oamenii și pe ce dau oamenii bani. Pe chiciuri, pe lucruri care n-au absolut niciun fel de valoare. Aici vreau să mai spun în continuare că noi ne construim un cer de prieteni care credem noi că ăștia sunt vrednici de dragostea noastră. Dacă ne-am fi gândit un pic mai bine, ne-am fi dat seama că nu erau toți vrednici de dragostea noastră, dar ne-am luat după inimă. Ne-am luat după inimă, era simpatic, era cine știe, l-am primit și pe urmă ne-am tras de cap după aia, că de ce l-am primit între cercurile noastre. Pe urmă ne înconjurăm de obiecte achiziționate pentru că ne plac. Nu pentru că sunt valoroase, nu pentru că sunt importante, ci pentru că ne plac. Nu? Am fost în Spania și am dus din Spania un ulcior de pământ, așa mare, greu. Când am ajuns cu el la vamă, m-a întrebat, la ce trebuie chestia asta? Nu, îmi place. S-a uitat la mine, era și dintr-un pământ așa mai rugos, mai nefinisat. Nu ca ulcioarele noastre românești pictate, domnule, și smălțuite, nu? Ăsta era așa, parcă era din piatră făcut. Dar asta mi-a plăcut și l-am dus acasă. Toți vame și m-au întrebat ce fac cu ăsta, domnule, la ce îmi trebuie asemenea obiect. Mie mi-a plăcut, l-am dus, nu? Și acum l-am și mă decorez cu el. Nu înseamnă că la toată lumea o să-i placă când vine la mine acasă, nu? Dar eu nu l-am cumpărat pentru alții, l-am cumpărat pentru mine. Mie mi-a plăcut și l-am cumpărat. Avem obiceiuri, pe urmă, hobby, activități care ne plac. Nu-i așa? Ne alegem locuri preferate pe care să le vizităm. Ne ducem pentru că am fost și mie mi-a plăcut acolo și tot acolo mergem, nu? Avem valori de care ne atașăm, organizații la care ne înscriem, pentru că ne plac oamenii ăștia, domnule, ne ducem acolo că ne place, nu? De-aia unii se fac democrați. Vreau să spun aici ceva, că e un lucru foarte important. Sunt două elemente care vorbesc despre ceea ce iubim noi. Timpul și banii. Unde ne cheltuim timpul și banii? În locurile plăcute și cheltuim pentru ceea ce ne place. Nu-i așa? A,
Aici vreau să vă spun că timpul și banii sunt doi dascări care o să ne învețe copiii noștri fără ca noi să facem vreun efort. Copiii mei o să zică, mă, televizorul este extrem de important, că tata stă ore în șir și se uită la televizor. Ok? Tata nu merge la biserică și se plictisește dacă stă la biserică, nu? Să nu mai vorbesc că tata nu dă bani la biserică, dă un dolar la colectă. Nu merită, domnule, tata dă bani unde se merită, nu? Așa cumpărată barcă. Știți ce o barcă? Barca este o gaură în apă înconjurată cu scânduri în care pui banii familiei. Ok? Cunoșteam pe cineva într-un oraș. Erau oameni foarte bogați, e adevărat, dar vorba unuia din Oași zice, domnule dragă, spunea la un reporter, zice, ce rost are să ai bani dacă nu știe lumea? Nu vede lumea, banii nu se văd, sau în bancă, domnule, nu? Ce de aia ne facem noi case din alea mari să se vadă, nu? Ne cumpărăm mașini de nea tare, tare, ca să le vede lumea. Ei, prietenul ăsta care vorbeam eu de el, avea două Mercedes-uri. Și cum să știe frații că el are două? Venea cu amândouă la biserică, una el și una nevastă. Și se opreau după aia la McDonald's să mănânce la 12. Unii ziceau că și-ar fi cumpărat și barcă, numai că nu putea să o ducă la biserică să o vadă frații. Îți cumperi barcă și frații nu știu. Nu poți să duci în parcarea bisericii, nu? Ce fel de obiect e ăsta? Trebuie să vadă lumea chestia asta. Știți că lucrurile și oamenii de care ne atașăm vorbesc despre maturitatea noastră, cât suntem de maturi. Copiii dau bani pe prostii, pe lucruri care slipesc, care le iau ochii, pe jucării. Oamenii mari nu dau bani pe orice. Oamenii mari nu petrec timpul, nu-și pierd timpul oriunde. Timpul și banii vorbesc și despre maturitatea noastră emoțională, spirituală, mentală, dacă vreți, nu? Pentru că lucrurile de care ne înconjurăm și oamenii cu care umblăm vorbesc exact despre nivelul nostru de maturitate. Când iubești pe Dumnezeu cu toată inima, vei iubi ceea ce iubește Dumnezeu. Probabil noi nu iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, nu cu toată puterea noastră, așa cum zice Sfânta Scriptură, de aceea iubim și alte lucruri care de cele mai multe ori Domnul nu le iubește. O altă afirmație este, o găsim în Cornilescu modernizat și mi-a plăcut foarte mult felul ăsta de traducere care spune așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Observați, nici oamenii, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, atunci în el nu este dragostea față de Tatăl. Pentru că tot ce este în lume, pofta naturii păcătoase, pofta ochilor și mândria datorită posesiunilor lumești, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Este traducerea Cornilescu modernizat, care circulă acum și ar trebui să mai cumpărăm și câte o ediție din asta modernizată, să înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Înainte să ajungem la asta, aș vrea să mai spun câteva lucruri care cred eu că sunt foarte importante. Gândiți-vă la limba noastră românească extrem de colorată, care vorbește despre oameni cu inimă de piatră. Ați auzit asta? Mă, zice, asta are inimă de piatră, nu? Asta nu iubește pe nimeni, nimic, numai pe el însuși. Imaginea lui din oglindă e dragostea lui. Inimă împietrită, inimă rece, om fără inimă, om inimos,
Ați auzit asta? Un om inimos, gata să te ajute, gata să intervine, gata să pună umărul, nu? Om fără inimă, om cu inimă mică. Interesantă este limba asta noastră, extraordinar. Tot limba noastră spune că uneori punem totul la inimă și n-ar trebui să o facem. De-a lungul anilor mi-am dat seama că am pus la inimă prea multe lucruri care n-ar fi fost cazul să le fi pus la inimă. V-am mai zis că doctorul mi-a zis că am o inimă care murmură. I-am zis, toată viața am murmurat, asta nu i-a plăcut ba una, ba alta, dar murmura din alte motive și a trebuit să o opereze. Uneori, când vedem ceva neplăcut, ne doare inima, nu-i așa? Când aveam vreo bănuială, zicem că ne spune inima ceva. Spune și noi suntem cam surzi când spune lucruri bune și pozitive. Ce să mai spun, când avem vreo bucurie, ne tresaltă inima de bucurie, nu? Și asta trebuie să fie mai des în viața noastră. Aici ar vrea să mai adaug ceva, am mai zis-o și cred că ar trebui să o zicem mai des, poate mai aude cineva. Una dintre expresiile deseori folosite în bisericile noastre, care pe mine mă calcă pe inimă, așa, este fraza aceea, Domnul mi-a pus pe inimă. Și după aia auzi o trăznaie, că aproape te aștepți ca Domnul să zică, mă băiete, eu n-am zis așa ceva absolut deloc. Nu pune pe seama mea, Domnule. Shut up! Ar trebui să ne ferim de expresia asta care a devenit parte din vocabularul nostru pocăiesc, din limbajul ăsta pentecostal, așa creștin, din limbajul creștin pe care noi îl folosim, uneori incorrect. S-ar putea să comitem un păcat destul de mare, să luăm numele Domnului în deșert, atunci când pune pe seama Domnului lucruri care nu erau de la, erau din inima ta. Ascultă-mă, inima ta și al Domnului sunt două lucruri foarte diferite. S-ar putea ca inima să-ți fi pus îndemnul ăsta dimineața să citești psalmul ăsta, să impresionezi pe frați. Dar e de la inima ta, nu de la Domnul. De aceea ar trebui să ne ferim de limbajul ăsta. Vreau să încep un capitol nou care spune așa, nu iubi ce nu iubește Dumnezeu. Întâlnești oameni, vezi obiecte, ai ocazia să îți legi inima de ceva, nu? Sau de cineva. Pune întrebarea asta, oare Dumnezeu iubește lucrul ăsta sau nu? În primul rând vreau să vă spun că toate adevărurile vin de la Dumnezeu. Unul cu unul face doi, pentru că Dumnezeu a inventat adevărul ăsta, nu matematicienii. Ei au descoperit chestia asta. Dar adevărul ăsta a matematicii vine de la el, aparține lui Dumnezeu. Lucrurile frumoase aparțin lui Dumnezeu. Frumosul este creația lui Dumnezeu. Lucrurile care ne înconjoară au fost create de Dumnezeu și sunt frumoase, sunt minunate. Dar în fața lucrurilor create de oameni, în fața oricărei persoane, pune întrebarea asta, oare Dumnezeu iubește sau nu acest obiect sau relația asta care eu încep, e ok sau nu este ok? În primul rând, Domnul urăște închinarea la idoli. Știți că noi avem în casele noastre două feluri de obiecte. Instrumente de lucru, scule și, eu știu, tacâmuri, dar avem și idoli. Lucruri care nu folosesc la nimic de obicei. Dar ne decorăm cu ele și ținem la ele enorm de mult. Enorm de mult. Dacă ne fură cineva tacâmurile și lingurile din casă, nu-i mare lucru. Dar să nu ne fure bibelou ăla. Sau cine știe ce al lucrurile care noi ținem, nu? Lucrurile acelea care nu folosesc la nimic, de care ne-am legat inima, sunt idolii noștri. Idolii noștri. Oamenii de care ne-am legat inima mai mult decât de Dumnezeu și suntem gata să-L părăsim pe Dumnezeu pentru persoana aceea,
să te măriți cu el, să te însori cu ea. Ăla este idolul care îți va nenoroci restul vieții tale. Iată ce spune Deuteronom 12, versetul 30 și 31. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeilor a țării în care te duci, spunea Dumnezeu, și să zici, cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urăciunile pe care le urăște Domnul. Și ele chiar își ardeau în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor, spune cuvântul Domnului. Voi să nu faceți asta, să nu vă lipiți de idole acelei țări. Una dintre insistențele continue a lui Dumnezeu pentru Israel a fost: nu mergeți după dumnezei străini. Motivul pentru care Dumnezeu a poruncit să-i termine, să-i ucide, să-i extermine pe popoarele acelea era tocmai idolatria lor și pericolul pe care idolii acestor popoare îl prezentau pentru poporul lui Dumnezeu. Domnul urește închinarea la idoli. Ferește-te de obiectele care devin mai importante decât Dumnezeu. Ferește-te de persoanele care devin mai importante pentru tine decât Dumnezeu. Ăștia sunt idoli care o să-ți ruineze viața mai devreme sau mai târziu. Domnul urește criminalii și înșelătorii. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot sta în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dacă la votările care vin la toamnă o să alegi un președinte care omoară copii, tu ai făcut exact păcatul ăsta. Domnul urăște crima și pe cei care înșeală pe alții. 3. Domnul urăște pe cei răi care exploatează pe alții. Sunt oameni care trăiesc pe spinarea altora, care înșeală pe alții, care fură pe alții, care păcălesc pe alții. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește sâlnicia. Un cuvânt foarte des găsit în Biblie este sâlnicie. Mulți dintre noi nu ne-am pus problema, oare ce vrea să spună? Sâlnicie înseamnă să iei ceva cu forța de la cineva, să-ți impui voința, să-l păcălești pe ăla, să-l storci, să-l obligi să facă ceea ce nu vrea el, să-ți dea ceea ce nu-ți aparține ție. Asta înseamnă sâlnicie. Este foarte des folosit în Cornilescu, ediția veche, cuvântul ăsta. Dar înseamnă într-un fel exploatare, jaf. Sunt cuvinte foarte grave la care ar trebui să ne gândim, pentru că multe din relațiile noastre sunt în lumea americană, unde noi zicem că e liber și capitalism, nu? Domină sâlnicia în multe relații între patroni și angajați, chiar între oameni. Sâlnicie. În al patrulea rând, Domnul urăște omul stricat. Nu te lega de oamenii stricați. Nu intra în părtășie cu ei. Nu te du la pescuit cu ei sau cine știe unde la vânătoare. O să te împuște în loc de mistreț într-o zi. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cel fără prihană. Domnul urăște omul stricat, omul corupt, omul mincinos, omul care trăiește în neorânduială, trăiește în păcat. Numărul 5, iată o listă a lucrurilor pe care le urăște Dumnezeu. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7. Este un mod de a scrie a Vechiului Testament foarte interesant. Zice, îi sunt urâte ochii trufași, omul mândru care se uită la tine de sus,
limba mincinoasă. Slavă, bine ai venit, frate, Domnul să te binecuvânteze, frate, dar el în inima lui zice, vedea-te aș la morgă. Mâinile care varsă sânge nevinovat, criminalul, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați, ăsta e al șaptelea. Certuri între frați. Ar fi tare bine să mai citim mai des versetele astea. Asta urăște Domnul, nu? Tu crezi că e politica asta, politică bisericească, sigur că da. Nu, este un lucru pe care îl urăște Domnul. Nu e politică bisericească, e un lucru care urăște Domnul. Nu-ți pune la inimă aceste lucruri, fugi de ele. Iată, ar trebui acum să vedem și lucruri, să vedem ce iubește Dumnezeu, care sunt lucrurile pe care le iubește Dumnezeu, pentru că asta ar trebui să le căutăm, să le iubim și noi, nu-i așa? Domnul iubește omul darnic, dătătorul voios este iubit de Dumnezeu. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau din desilă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Asta nu se referă numai la colectă. Ascultați-mă. Nu se referă numai la colectă. Se referă și la nenorocitul ăla care uneori stă la mijlocul străzii unde opresc eu mașina, ok? Și mă uit la el cum arată și nemâncat și murdar. Și dacă aș fi dat un 5 dolari sau chiar un dolar, ar fi fost foarte bine. Pentru că Domnul urăște zgârcenia mea și iubește pe dătătorul voios. Ar trebui să ne gândim la lucrurile astea. Trăim între oameni care, ascultați-mă, o să devină tot mai mulți. Toate intersecțiile o să fie pline de ăștia, mâine, poi, mâine. Okay? Pentru că președintele nostru și țarul de la graniță au deschis granița pentru toți nenorociți din lumea asta. S-au golit toate pușcăriile, toate spitalele de bolunzi din lume ca să vină la noi, nu? În unele orașe au intrat în apartamentele oamenilor și au scos pe oameni afară, s-au instalat ei. Lumea în care noi intrăm va fi o lume plină de oameni săraci. Pentru că toți acești comuniști, socialiști care vor să dea gratis bani, așa, o să sărăcească America asta într-un timp record. Într-un timp record. Și atunci ar trebui să ținem minte că Domnul iubește pe omul darnic. Eu știu că Domnul iubea pe frații aceia care mă întrebeau în România altă dată, frate, ai cartofi? Am un sac de cartofi, vină pe la mine să-ți dau un sac de cartofi. Sau câte unul zicea, mai ai benzină la mașină? Nu, hai pe la mine că am o canistră cu gazolină. Nu știți ce e gazolină, sigur că nu știți. Cumpăram tetraetil de plumb să fac benzină din ea. Aveam frați care mergeau cu Dacia lor cu diluant. Diluant pe care îl furau uneori de la fabrica de mobilă. Nu? O să fie vremuri grele, dar Domnul iubea pe oamenii aceia care te întrebau, ai un sac de cartofi, vină la mine că te ajut. Eu cred că vom ajunge vremuri din alea. Domnul iubește pe dătătorul voios. Domnul iubește pe frați, când iubești pe frați, ești născut din Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. Wow! Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Wow, ce verset frumos! Iubirea de oameni, știți că Dumnezeu iubește întreaga omenire, iubește toți oamenii de peste tot? Iată ce scara valorilor ne dă 2 Petru 1, versetul 5 la 7, zice, de aceea dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, este a doua, fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea,
cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni, iubirea de toți oamenii. Trebuie să ajungem să iubim umanitatea în general. Așa rea și păcătoasă cu mâini. Pentru asta a murit Iisus Hristos. Când ajungi să iubești omul în general, ai atins o înălțime spirituală extraordinară. Ești un om matur, iubești umanitatea, ești gata să te sacrifici pentru ea. Ești gata să faci bine umanității. Noi iubim pe ai noștri, sigur că da. Domnul zice, ce afacere asta? Și păgânii iubesc pe ai lor. Ia iubiți pe vrăjmași, să vezi cum e. E un pic diferit, nu? Suntem români. Cum se iubești pe unguri, domnule, nu? Wow! Vor ardeală. Deci aveam așa niște moștenieri îngrozitoare în care am îmbrățișat mai degrabă disprețul față de alții, ura față de alții. Și nu suntem gata să facem sacrificii pentru oricine, nu? Mexicani, auzi? Am pe conștiință un mexican. Într-o zi m-am dus la Home Depot și am luat un mexican să mă ajute să mut o grămadă mare de pământ din curte. Mi-am dat de mâncare, prima dată m-am purtat fain cu el. Ăsta când a văzut mormanul ăla de pământ, a zis, eu nu mă ocup de așa ceva, du-mă înapoi de unde m-ai lăsat. Să duce, am fost foarte rău. Și acum regret. Am zis, dar ce, eu sunt transportor de mexicani prin un oraș? Ia du-te tu pe jos. Nu m-am purtat creștin și mă simt vinovat și acum. Trebuia să le iau în mașină să-l duc înapoi, domnule. Erau mexicani, nu? Auzi, domnule, nu vrea să lucreze, vrea să-i dau, i-am dat și breakfast degeaba la ăsta, nu? Mânca bine și acum s-a dus la culcare, probabil, nu? Avem o serie de idei din acestea care we are prejudiced. Avem preconcepții despre alții și nu putem iubi pe toată lumea, pe toți oamenii. Pe unii putem, pe alții mai puțin. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste, spune 1 Ioan 4:8. Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe fratele său. Wow, ce versete! Au, ce versete! Porunca Domnului este să iubim, în primul rând, pe Domnul. Iubiți, dar pe Domnul, toți ce iubiți de El, spune Psalmul 31:23. Iubiți-L pe Domnul. 2. Iubiți, urâți răul și iubiți binele. Iubiți binele, iubiți ce este bine. Dacă vrei să alegi ceva care merită să fie iubit, binele merită să fie iubit întotdeauna. 3. Dar iubiți adevărul și pacea, Zaharia 8:19. Adevărul și pacea. Și pacea din biserică, pacea din casă, pacea relațiilor noastre cu copiii noștri, cu vecinii noștri, cu ungurii, nu? Cu cei de peste graniță. Ar trebui să iubim adevărul și pacea. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Cineva spunea că nu e greu, că noi ne-am făcut, nu? Însă ai noștri. 5. Să vă iubiți unii pe alții. Ioan 15:12. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Scrie în Biblia asta, măi fraților, nu? Ceva care merită să fie iubit este soția ta, este soțul tău. Sunt copiii tăi, părinții tăi, familia ta. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați. Temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, 1 Petru 2:17, un verset excepțional. Sunt câteva lucruri foarte importante aici. În concluzie, câteva lucruri foarte scurt. Numărul 1. Ce merită iubit sunt valori și caracteristici care reflectă natura lui Dumnezeu și standardele sale morale.
Astea toate merită să fie iubite. De aceea, în fața unor lucruri, în fața unor oameni, ar trebui să punem această întrebare. Sunt acestea la nivelul standardelor lui Dumnezeu? Îi place Domnului de lucrurile astea? Uneori, un alt lucru care mă supără pe mine foarte tare, e iar un limbaj de ăsta religios al nostru, zice, Domnul vrea și spune, dar tu n-ai vorbit cu Domnul, nu l-ai întrebat pe Domnul dacă vrea sau nu ce spui tu. S-ar putea să vrei tu. Nu? Domnului nu-i place, aia nu-ți place ție probabil. Deci aia trebuie să avem foarte mare grijă când folosim numele Domnului, că s-ar putea să-l folosim unde nu se potrivește. Numărul 2. Când iubim ceva mai mult decât pe Dumnezeu, creăm idoli. Devenim o fabrică de idoli. Obiectele, oamenii, ce știu eu, activitățile care le iubim mai mult decât pe Dumnezeu, sunt idolii noștri. Și uneori s-ar putea să fie pescuitul, s-ar putea să fie vânătoarea, sau cine știe ce alte lucruri, când îi spui, Doamne, lasă că astăzi mergem, am eu niște plăceri de ale mele astăzi, lasă-mă în pace cu biserica și cu religia asta a ta. Numărul 3. Tot ce este adevărat, drept, curat, merită să fie prețuit, merită să fie iubit. Dacă vă uitați la versetele celelalte, tot ce este adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, toate astea sunt vrednice de iubit. Toate sunt vrednice, se includ în versetul acesta. Numărul 4. Tot ce este adevărat, drept și curat, vine de la Dumnezeu. Toate lucrurile curate, drepte, frumoase, adevărate, care ne înconjoară, vin de la Dumnezeu. Și trebuie să avem discernământ să le alegem. Și ultima afirmație, alegerile a ceea ce iubim dovedesc maturitatea noastră. Omul matur știe să aleagă ce este valoros. Copiii nu știu. Dacă suntem într-o infantilitate spirituală, alegem lucruri care nu merită dragostea noastră și nu merită investiția noastră de inimă. Vă mulțumesc că ați fost atenți. Îmi place să cred că ați spus la inimă lucrurile astea. Și haideți să încheiem cu rugăciune, ne închinăm Domnului și îi mulțumim pentru seara aceasta, pentru timpul de rugăciune și pentru timpul de studiu biblic.